Pornim cu Alessia, că da. Ea este invitată da. Astăzi. Și, clasa, da? O citesc eu sau da, o citești tu. Determinați numărul numerelor naturale de forma ABC de barat, unde, 2. Ușor, ușor, că eu percep greu. Da? Deci găsim numerele A, B, C, D, barat, da? Unde 2 mai mic decât A, mai mic decât A. Având condiția că 2 da. Mai mic egal decât A. Nu, nu mai mic sau. Strict, da. 2 mai mic decât A, mai mic decât B. Așa. Mai mic decât C. Da. Mai mic sau egal decât D. Mm-hmm. Da. Sunt multe. Luăm A-ul, prima dată luăm valoarea A. 3, 4, 5. Atunci ce frumos se duce. Deci ea ia minimum. Cel mai lipit de 2 s-ar afla 3. 3, da. Da? De acolo începem. Deci A egal cu 3. B-ul care e imediat mai mare. 4. B egal cu 4. C egal cu 5. Și D-ul... Acum nu valoarea de 5. D-ul să ia chiar valoarea de 5, da? Că nu spune să fie distincte. Da. Și mai mult, că C poate să fie egal chiar cu D. Da. Deci D egal cu, cât ai zis? 5. Da. Bun, o echipaj, o situație. Daria, hai să vedem dacă a gândit bine colega ta, da. Alessia. Da. Deci a zis A o să fie 3, l-a fixat la 3, ca să-l depășească pe 2, nu? Iar B-ul, C-ul și D-ul, e clar că așa trebuie să fie. 4, 5 și 5. Poate să fie o situație. Alte situații. Apropo de ce am făcut noi, ce metodă ieri am făcut prin metodă, încercărilor sau cam așa ceva. Aici trebuie să fim foarte atenți să nu scăpăm vreo valoare. Pe toate trebuie să toate variantele. A egal 3. Deci una, 2. A egal 3, B egal 4, 2, C egal 5 și D A, egal 6. Tot 3, plecăm cu A 3, îl ținem pe A 3 fixat. Da. Așa. B tot 4. B egal cu 4. C cu 5 și D cu 6. C cu 5. Și D cu 6. D cu 6, foarte tare. Bun. Deci ea mișcă numai pe D în varianta asta și a prins o altă echipă. Alessia, te rog. Acum... A3. Tot A3, foarte tare, foarte bine ales. B4. B-ul 4. C este egal cu 5. Da. Și D este egal cu 7. Foarte bine. Apoi, 4. A patra situație. A-ul. A3. Tot 3. Bănești ce vrea să facă Alessia? Vrea să-l alege pe D până se duce la maximul posibil. Până la 9. Că D trebuie să fie cifră. Mai sus de 9 nu se poate duce. Da. Bună idee. Hai să ne canalizăm așa. A-ul 3. B-ul 4. C-ul 5. Și D-ul 9. 8. D-ul 8. Și 5. Alesia. A-ul. A3. Da. A3. B4. Da. C5. Da. Și D9. D9. Care e maxim. Stop. Da? Mai departe. Ce facem acum? A luăm patru, trecem la următoarea variantă. Bun. Dar aș vrea să mai insist un pic. Am încă o chestie care trebuie să o precizez. De, nu mă grebe să... Trebuie să luăm și B5. Asta-i. Păstrăm A3 și mișcăm pe B acum. Da. Asta e Alessia. Foarte tare. Deci, punem ce? 6 și zicem așa. A-ul tot 3. B-ul egal cu 4. 4. B-ul 4. 5. Dar ai zis bine. Iată-mă. Și Alessia a zis tot bine. B-ul 5. C-ul 6. Și D-ul 7. D-ul tot 6 poate să fie. C-ul cu D-ul poate să fie egal. De acolo pornesc. Da? Numai între A și B și C este egalitatea.
De acord, da? Da. Deci, ce fixez acum? 7. Merg la 7-a variante. Au tot 3. B-ul 5. C-ul 6. Da. B-ul 5. 6. Și de 7. Da? De 7. Bun. 8. A-ul 3. B-ul 5. C-ul 6. Și D-ul 8. Și A-ul din nou 3. B-ul 5. C-ul 6. D-ul 9. A-ul 8, 9. A nu ați face. 10. Vreau acum să vă văd cum... 3. Au 3? 3, 5, 7. Asta e foarte tare. Au 3. Da. B-ul 5, îl plății 5. C-ul 7. C-ul 7. Și de tot 7. Și de tot 7. Bine. Deci au 3. B-ul egal 5. C-ul egal cu cât? C-ul 7. 7. Și D-ul egal tot cu 7. Apoi, aici. 11. A egal 3. A egal 3. B 5. B egal 5. C 7. C 7. Și D egal 8. Apoi, 12. A 3. B 5. B 5. Bine. C 7. C 7. C 7, corect, C egal 7 și D egal cu 9. Și acum să vă văd, dacă A este egal cu, A este egal cu 3. Bun, A egal cu 3. B 5. B 5. C 7, C 8. C 8, foarte tare. Și D 8. C 8 și D 8, foarte tare. Apoi, A egal cu 3. B egal cu 5, da. C egal cu 8 și D egal cu 9. Și D egal cu 9. Apoi, A egal cu? A egal cu 3. Bun. B egal cu 5. Da. C egal cu 9. C egal cu 9. D egal cu 9. Foarte tare, Daria! Excelent că prinde 9-9, că poate să fie egale. Alesea, da? Se duce bine. Ești pe un pic, sau e un pic pe loc. Hai să vedem raționamentul lui Daria. Deci 8, 8, 8 și 9 aici, avansat, nu? A3, B5, C9, D9. Mai departe. A3. A3, sigur că da. B6. B6, foarte tare, foarte tare. B6. C7. C-ul e 7. D7. Și D-ul e egal cu 7. Alicia, ce facem? Ea s-a prins că a epuizat pe C și pe D, că trebuie la păstrat 5, a terminat tot. Și acum avansează pe B la 6. Da. Și acum ea se ocupă. Și acum luăm de... C-ul 7 și D-ul 7, că e egal. Că C-ul 7 și D-ul 8. Și ce? Da? Ne ducem și zicem. A egal 3. B egal cu 6, C egal 7 și D egal cu 8. Apoi A3, da. B6, B egal cu 6, C egal cu 7, C egal cu 7 și D egal cu 9. Apoi A3, A egal cu 3, B7, B egal cu B6, B6. 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 Lăsăm B pe B egal cu 6. C8. C egal cu 8. D egal cu 9. Și D egal cu... C cu D nu poate să fie egal? Ba da. C, D egal cu 8. Aici, Alice, hai să vedem din nou dacă... Rămas un pic în urmă. Da. Unde ești tu? Pe... Ai 3, 6, 7, 7, da? Cum sunt? 3, 6... 7... Ce a făcut? Păstrăm aici și D-ul a făcut cu unul mai mult decât 8 de aici. Da. Acum, la varianta următoare, 3, 6,
C-ul ia, el îl mișcă cu un punct, îl face 8, iar D-ul care are voie să fie egal pentru început, 8, și următoare care va fi? 3, 6, 8? 3, 6, 8, 9. Perfect. Da? Perfect. Deci A egal cu 3, B egal cu 6, C egal cu 8 și D egal cu 9. A egal 3. Tot 3, da. Da. A B, egal cu 3. B 6. B 6. C 9. C 9, foarte tare ești, Daria. Și D egal cu 9. Da? Deci, ne ține pe ăștia două fixe și amărite C cu 1, 9 și D tot 9, care voi să fie egal. Dacă nu se face, dacă nu se face într-o logică de asta, pierzi foarte multe, da? Deci aici calculatorul am putea pune să fac o programer, să fac o treabă deșteaptă. Nu știu dacă mă amintesc, dacă voi nu prea am prins eu. Cu Aur am prins în urmă, la 2 ani. Așa eram la timpul ori de matematică și când, fiindcă făceam și informatica cu ei și fiindcă ajungea la o chestie de asta, cum sunt acum? Băi, nu e așa că e mult de lucru? Da. Foarte mult. Hai să facem un program. Și pe loc organizam un program, îl scriam în Pascal și puneam calculatoarele și rulam programul și ne afișa. De-aia s-a întâmplat când am terminat generația lor, era cel mai tare din județul Bacău. Că așa s-a întâmplat că am luat locul din locul. Da, a fost și logistica, domn profesor. Da, mă. Da, da. 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 În momentul ăla erau calculatoare Pentium care nu aveau. Era cel mai bun din Moldova. Nu erau pe Bacău. Cel mai bine dotat. Da, deci cum au terminat? Ora au terminat în 96. În 92. 92 au intrat. Da, da. Ei au intrat în 90. Da. Cu ei în 90. Tot după Revoluția. Primul an a fost după Revoluție. Iar ora 92. Și în 92 era o idee vagă despre calculatoare. Ei, eu am avea o relație cu Sandu Preda, cu toată trupa de acolo, cu director de schele, și aceștia m-au dotat încât, în momentul în care am ajuns în 92 la sau 93 la un concurs interjudețean, la Piatra Neamț, am aflat că eram cel mai dotat din Moldova. Aveam 7 calculatoare, iar Iașu, care avea liceu de informatică, avea doar 2 calculatoare cumpărați cu părinții în ultima instanță, acolo, cu fondurile de școli. Iar eu eram cel mai tare cu putință. De-aia, când am ajuns la faza județeană aici, cu Aldeaura, am avut 7. Și să vă zic, când am plecat la informatică toți cei 7, au fost locul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ai mei. Toți ceilalți erau departe. Da? Ei, hai să continuăm povestea. Deci, am epuizat așa. Acum au să-l facem tot 3. B-ul cât să fie? B-ul 7. Foarte bine. C-ul? C-8. Și D-ul? 8. Excelent. Excelent. Nu știu mai aveți. Nu mă spați așa. Dar voi mă ajutați acum. Eu îl șterg pe ăsta deasupra. Voi le-am numărat acolo și le vom număra la sfârșit. Ba, bine ar fi fost să... Le-am și o scrisă pe toate. După ce le numărați, facem și o logică. Cum s-ar fi numărat, fără să le scriem. Logică. Asta e de fapt. Așa se face. Pentru început, pentru copii, așa trebuie făcut. Nu ne grăbim să dăm rezultatul. Mă, trebuie văzut înainte de a da o... Eu pot să fiu dat acolo o logică, nu știu ce. Dar s-ar fi uitat la mine și a spus, de ce? Cum? De unde? După ce muncim atât de mult și am văzut, pe mine mă interesează și chestia asta aici. Este o chestie de urmărire foarte atentă, cum pe A l-a fixat la 3, pe B l-a fixat pe urmă la cine? La 4, 5, 6 și 7 și pe urmă celălalt au crescut. Da? Deci este logica asta e atât de frumoasă acum când o finalizăm, dar după ce muncim așa? De mult. Da, așa de mult, că asta e povestea. Nu răspunsul așa, dat peste gard. Din asta învățăm băieți. Un antrenament foarte tare la pe partea asta. Așa că, continuăm. Dar știi, uite-ai tu așa trist oamenii. Băi, profesor, altceva făceam noi odată, găseam acolo șmecherii, nu știu ce. La 1-4 așa trebuie făcut. Nu li se dau răspunsuri. Marea problemă
este, și fac acum o paranteză de o jumătate de minut, marea problemă că îi se comunică algoritm. Face așa ca așa spun eu. El trebuie să simtă de ce face asta. Dar în această perioadă de antrenament, el își dezvoltă, să spunem, gândirea și în același timp spune, trebuie să găsesc ceva mai ușor. Pleacă de la el inițiativa, nu că forțez eu mâna. Da? Asta este secretul. Așadar, zicem A egal cu 3, B egal cu 7, C 8 și D 8. Apoi, A egal cu 3, B egal cu 7, C 8 și D 9. Foarte bine. Apoi, A egal cu 3, B 7. Da? Foarte bine, da? C 9 și D 9. Foarte tare. D egal cu 9. Apoi, A egal cu 3, B 8, B 8, C 9 și D 9. D egal cu 9. Și cu A egal cu 3 aș mai avea vreo variantă? Da, mai avem. Să luăm B-ul... Nu mai avem. Gata! Am epuizat. Deci A egal cu 3, numărați-le acum. Avem... Numărați-le. Deci, cap de afiș A egal cu 3, am... 24. 24. Da, scuzați-mă. Deci A egal cu 3, 24. Simte nevoia să agăți de ceva. Nu-i... Ca să nu mai facem așa de mulți. Asta, te-am înțeles, am înțeles. Adică pentru A egal cu 4, A egal cu 4 cap de afiș, pentru A egal cu 4 cap de afiș, B-ul începe cine? B-ul începe să fie 5, C-ul și D-ul și D-ul, toate, C-ul 6, da, C-ul 6, D-ul 6. Te rog să vezi când A era 3. Am avut 24. Și când a început seria cu B egal cu 5. Deci, de acolo facem o legătură. Dar trebuie să credem ceva, știu că... Vină lângă mine, ca să... Nu vină lângă mine în sensul, da. Tu, stilul de a gândi. Da? Te invit lângă mine în sensul, nu fizic, da. Să te scoți la tablă, ci pur și simplu vreau să atrag atenția. Când a fost A egal cu 3, cap de afiș, câte a fost? 24, v-ați zis voi. Dar ea are 25, 28? 24. Ia mai vedeți. Aici nu le-am am scrise. Nu știu. Aici, nu mai dar puneți din nou, dar... Deci eu la A egal cu 3, B egal cu 4 am găsit mai multe decât a scris pe tablă. A egal cu 3? B egal cu 4. A egal cu 3, B egal cu 4, B egal cu 4. Noi am pierdut o parteneriere? Da. Ia să vedem. Pentru A egal cu 3, B egal cu 4. Eu am 9 variante. Da, am sărit multe. Eu am 9 variante, noi voi scris la câte la variante la aveți voi? Da. Câte ai? Avem doar 4, 24. Nu, câte ai la A egal cu 3, câte ai la A egal cu 3, B egal cu 4? A egal cu 3, B egal cu 4 și ar urma C-ul egal cu 5, nu? Am sărit multe. A sărit? Da, C-ul. Da, sărit. Da, am C-ul. Sărit. Deja suntem la C egal cu 6. Am egal cu 3, B egal cu 4, aici ați egal cu 3, B egal cu 5 și nu ați spus pe toate. A egal cu 3, B egal cu 4, aici am la pierdut. La B egal cu 4, aici ați pierdut. C-ul, D-ul egal cu 5, nu? Da. 5. Apoi A3, B4, 6, 5 și 6, 5 și 7, 5 și 8. Da. Și 5 și 9. 5 și 8, 5 și 9, după aceea 3, adică 4. Adică diferența de la 5, de la 9 la 5, e de 4. Sunt 4 care ne-am pierdut.
Da, face 6 cu 6, 6 cu 7, 6 cu 8, 6 cu 9 și deja și eu am sărit pentru că ați trecut dată la 5 și am trecut și eu dată până la 3. Și 7. Deci deja sunt acolo. Pierdute. Nici eu nu le-am pe toate. Da. Sunt acolo scrise, bă. 6 cu 7. Da, 3 și 4 e cu 5. B-ul e 5 deja. Nu mai e 4. Nu, da, nu. Da. Uite, varianta 6 era deja B-ul 5. Am grebit. Înțelegi? Și am 9 variante și am B-ul încă 4 și am sărit și eu la 10, la 5, pentru că nu le-am ecuizat. Da. Sunt mult mai mult. Hai că te găsim o idee. Asta te găsim o idee. Dacă acum suntem puși în situația dificilă, am șters de acolo și trebuie să găsim ideea care să ne permită să renovăm acolo. Corect. Păi, eu trebuie să o găsesc, voi trebuie să o găsesc. Putem să vedem câte aveam de fapt la A3 și B5, câte sunt în total. De la A3 și la B5. Dacă o să știm foarte bine de la A egal cu 3 și 4 și B5. A și B5. Deci de la A egal cu 3 și B5. Da. Acum s-a schimbat capul de afiș A egal cu 4 și toate celelalte se respectă. Da? Deci translația se respectă. Nu ne mai... Am pierdut pe cele de până la A egal cu 3 și B egal cu 5. Le-am avut în față. Acum A egal cu 4 și toate celelalte sunt surprinse în numărul anterior. În prim. În prim. Dar să-l vedem acolo, fără să fi făcut calculul acela, fără să-l numărăm. Luăm valori. Putem să luăm valori și să facem mai repede să numărăm valorile, toate valorile. Aici vreau să fac. Aici vreau să fac. Dar ne gândim. Nu eu trebuie să fac, voi. Voi trebuie să faceți, ca să le numărăm. Și autorul a spus, numărați-le câte sunt, nu? Determinați. Numărul. Numerelor. Numărul numerelor. Nu le scrieți pe toate. Zici, găsiți numărul lor, câte sunt. Ne descurcăm. Hai să vedem la A egal cu 3 și B-ul, care are șansă de la unde? La de la 4 până la 8. Atâta, nu? 8, că pentru că vine CU care trebuie să fie 9. Da, CU trebuie să fie 9. Trebuie să fie... Iar e clar că B-ul, în timpul ăsta, cât au e 3, B-ul se mișcă de la 4 la 8. CU se mișcă în perioada asta. De unde începe el? De la 5. De la 5 la 9. Și D-ul se mișcă în perioada asta. De la 5. De la egalitate. De la 5 la 9. Și acum. Câte sunt de la 4 la 8? 4. Câte, cât ce interval am? 8 de 4. 8 de 4, 8. Da? La 4, da. De fapt, sunt 5 posibilități. Că și luăm și B. Capă, da? 5 sunt. Deci, de 5 ori aici. 5 ori. Și la 5 plus 9. Aici, câte sunt? Tot 5. 9 minus 5. 9 minus 5. 4 plus 1, 5. Tot de 5 ori, da? 5 ori. Și aici? De 5 ori. Și nu cumva urmează 5 ori, 5 ori, 5? A egal cu 3? Da. 125? 5 ori 5. Să vedem, să vedem, gândim în perioada asta. Deci, B4 și din clipa aceea am 5 ori 5, 25. Că CU are libertatea să ia de la 5 încolo. De câte ori ia? De în 5. Dar încă o chestie. Nu are voie
decât ăsta când se duce în față, se duce și mai în față. Exact. Aici este povestea. Le-am găsit 3 și 4. Le-am găsit de cu A egal cu 3, ca de a fi și pe toate. O secundă. Deci 4, când îl fixez pe 4, fac doar 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8. Deci sunt 5 aici, da? Da. Pe urmă, când ăsta face una... Și 5, 9. Face, da. Ăsta altul începe de la 6 încolo. Numărul lor nu va mai fi tot 5. Deci, va fi așa. Hai să vedem. 6, 6, 6, 7, 6, 8, 6, 9. Deci 1, 2, sunt 3, 4, 4, 4, 4, da? 4, 4. Da. Prima dată sunt 5, după aceea sunt 4. 4, 4. Deci vom avea așa. După aceea cu 7 vom avea 3, cu 8, 2 și cu 9, 1. Așa. În total 3 și 4. Cu a 3 pe 4. Nu 3 și 4, total... Haideți să urmăriți cu atenție, și e tare problema, foarte frumos, foarte frumos. Putem să luăm prima dată să le numărăm, să numărăm ce valori poate lua D, să numărăm... Așa, deci tu vrei să spui așa, vreau să surprind situația asta, cu A-ul 3 și B-ul 4 fixat, da, și apoi C-ul și D-ul, C-ul și D-ul având libertatea, de a fi de la egal și încolo când îl mișcă pe ăsta în față, amândouă e chiar egal. Deci când 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9. 15 situații așa. Aici 15? 15. A, 3, B, 4, C și valoarea valorile lui C și D. Deci A, 3, B, 4. Da. Și aici ar fi 15. 15 în total trebuie. Da, eu le-am și socotit. Cum vin 15? Hai să vedem logica. Logica. Am voie să fiu 5, 6, 7, 8 și 9, da? Are ce o voie să fie 9? Are voie, că și de-o poate fi 9. Da. Se sfârșește așa. Deci câte sunt? 5 posibilități aici, 5, da? De ce ți-o ieși 15? Care e motivul pentru care ți-o ieși 15? După aceea A, 3, B, 4. Deci da? Vine așa. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Cât faci? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Stai că știu. 6... 15. 15. Deci, atenție că... Ăsta e motivul care va 15. Deci, când îl iau cu 5 și mișc cu ăsta, care înseamnă 5, 6, 7, 8 și 9, am 5. Da? Da. Când le iau cu 6 pe aici, da, am 4. Când le iau cu 6, cu 7, avem 7, am 3. Cu 8, 8 2 și cu 9, 1. Da. Deci, iată că e vorba de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, spațiu de manevră de aici. Uh-huh. Alesia și cu... Daria. Daria. Alesia. Deci, lăsăm pe A egal cu 3. Da. B egal cu 4. 4. Și ce, spațiul de al lui C și al lui D începe 5. 5. 5. 5, 6. 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9. Da. Câte posibilități? 5. 5. Da. Da? Da. Acum, ce o avansează, ia poziția 6. Și de unde începe 6, 7, 8 și 9, încă 4. Da, exact. Și toți cădem cu 3, 2. Asta e, mă, asta e poanta. Da? Când ia poziția asta, altă cealaltă după ea, deci încă 3. Încă 2 și încă 1. Da. Una este când C-ul este 9 și D-ul este 9, că au posibilitate de egal. Da. Deci partea asta o hotărăm. Când astea două sunt fixe, adică începe să mișcăm problema. Când astea două sunt fixe, funcție de distanța dintre ele e suma până acolo. Corect. A. Apoi luăm B-ul. B-ul avansează, B-ul devine 5. Și putem să luăm 6.
Și acum spațiul dintre ele nu mai este de 5, ci de 4. Deci mai vai avea 1, 2 plus 3 plus 4. Și apărăm în 3, în 2, în 1. Asta e! Da, începem ușor, să prindem. 10. Cât? 10, de 5, da, 3, 10. Da, 10 trebuie să fie. E suma 1 plus 2 plus 3 plus 4. Da. Da? De aceea A, 3, B, 6 am scris 5. A, așa. Deci mergem. Pentru varianta A egal cu 3, B egal cu 4, A egal cu 3, B egal cu 4, avem, da, avem 15. Da. Deci rezultă 15 numere. Pentru A egal cu 3, B egal cu 5, 10 numere. 10 pentru că e vorba de 1 plus 2 plus 3 plus 4, da? Deci 10 care înseamnă 1 plus 2 plus 3 plus 4. Aici 15 a fost egal cu 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Da. Pentru A egal cu avem 3, B egal cu... Acum să descoperim, te-am numărat. Ne întrebam că A egal cu 3 câte sunt. Acum gata, am început să prindem problema, da? Am început să... Deci A egal cu 3, B egal cu 6 și o să avem aici 6. 1 plus 2 plus 3. Da, 1 plus 2 plus 3. Perfect. 1, 2, 3, 4, 5 am. Deci fii 6. O să trebuie 10 minus 4. 10 minus 4, pentru că scădem. 6, A, 3, B, 6 a zis, da? Da. 7, 7, 7, 8, 7, 9, 8, 8, 8, 9. Și 9, 9. Și 9, 9. Gata, și 9, 9. Și 9, 9. Am fost iubitatea asta. Da, 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 și 9, 9. Deci câte sunt aici? 6, am zis, da? Da. Care înseamnă 1 plus 2 plus 3. Pentru A egal cu 3 și B egal cu... cu 7. Da, pardon. Da. Sunt 3. Sunt 3. 1 plus 2 egal cu 3. Da. Pentru A egal cu 3... B 8. B egal cu 8. Sunt... o variantă. O singură variantă, 9, 9. Ce un 9 și de un 9. Deci este unul singur. Un singur număr. Suma totală este pentru 3. Deci pentru 3 înseamnă așa. 1 plus 3 plus 6 plus 10 plus 15. Deci 1 plus 3 35. Da? Deci 1 plus 3 plus 6 plus 10 plus 15. Da. Asta pentru A egal cu 3. Da? Și B 4. 1, 4, 4, 6, 10. Deci A egal cu 3 și 5. B egal cu 4. Da. Da. B egal cu 4. Corect. Nu. A egal cu 3. A egal cu 3. De eu l-am mișcat, da, că tocmai am vorbit de mișcare. Exact. Deci 35 avem, am văzut și eu pe 35. Da? 35. Nu ești copil. Deci A egal cu 3. Acum A egal cu 4. Să vedem cât vom avea acum. A4, B5, C6, D6. Și avea același număr. Eu cred că mă opresc aici, până la 10. Deci o să am... pentru A egal cu 4 și B egal cu 5, că de acolo trebuie să încep, da? B egal cu 5, o să am așa, 10 plus 6 plus 3 plus 1. Să vedem dacă am dreptate. 20. Dar să vedem dacă am dreptate. Deci când ne-am luat A egal cu 4, B egal cu 5, C-ul și D-ul încep de unde? C-ul și D-ul încep de la 6 până la 9. Da? De la 6 până la 9. Acum spațiul de manevră, acolo a fost de cât? De 5 unități. Acum spațiul de manevră este de 4. Că 9 minus 6, 3 da. Și cu 1, 4. Și ar urma așa. 6. 6. 7. 6, 6, 6, 7, 6, 8, 6, 9. 4, da? 7. Și fiind 4, mă duc la 7 acum.
Când avem 7, începem. 7, 7, încă 3. 8, da. Deci 4 plus 3 plus 2 plus 1, 4 plus 3 plus 2 plus 1, este 10, da? Deci nu mai duc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, cum a fost aici, ci mă opresc la 4. Da, pentru că nu mai avem 5 în acela. Așa? Da. Adică faci suma asta cât până aici? 10? 30 cu 3, 6 cu 4, 10. 10, da, urmă 6 și 3. Adică partea asta altă din sub. Da. Deci va veni 10 plus 6 plus 3 plus 1. Deci ai zis face 20, da? Da. Apoi, când mă duce la cine? La 7. La... A egal cu 5. 4. Dar mai putem să luăm pe 6. A egal cu 4, B egal cu 5, da? A egal cu tot cu 4. A egal cu 4. Și B egal cu 6 acum. Da? Da. Trebuie să urmăm așa. A egal cu 4, B egal cu 6. Și cât voi avea aici? Hai să vedem, să facem ordine în minte. Deci pentru A egal cu 3, cât am găsit? 35. 35. Pentru A egal cu 4... mai puțin. 20 cred că totalul, domnule. Și B egal cu 5... Ai totalul. E totalul, 20. Da, 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 da. E totalul până la capăt. 10, 4 și 1. Da. Acum cu A egal cu 5... A egal cu 5. A egal cu 5 și B egal cu 6... Vom găsi totalul. 10. Totalul. Da? Nu 10. Da, da, 1 plus 3 plus 6. Deci 1 plus 3 plus 6. 1 plus 3 plus 6 și egal cu 10. Când A egal cu 6. 6 și B egal cu 7, vom găsi 4. 1 plus 3. 1 plus 3, deci egal cu 4. Și când A egal cu 7 și B egal cu 8, vom găsi 1. B egal cu 8, vom găsi 1. Adică va veni 7, 8, 9, 9. Corect, da. Și final, final, numărul lor, 70. Da? Numărul lor, da, este 70. Da? Da. Deci, dar s-a observat o chestie, că problema a devenit frumoasă abia când ne-am situat în poziția aceea de a nu putea să le numărăm cu precizie. Faptul că am scăpat o parte din ele, atunci ne-am simțit, am simțit nevoia să găsim partea nevăzută, care de fapt e cererea de autor. Dar asta a fost temă la tine? Nu, lucrez. O problemă. A, lucrezi tu. Este o problemă. Era problema dacă era și mai mic decât de, mă, mic sau egal. Da, deci dacă era și strict mai mic decât de, era mai dură. Era un număr de încercări mai mic. Mai mic. Și atunci se transla nu cu exact distanța de astea, cu de la egal. Trebuia să duce mici. Da, să duce. Chiar să ne gândim asta. Da, asta înseamnă. Deci tata a venit cu o chestie care înseamnă ce observație făcută de tipul acesta. Ce ar fi dacă ar fi? Așa se rezumă. A mai mic decât B, 2 mai mic decât B, mai mic decât C, mai mic strict decât D. Pentru data viitoare. Nu. Da? Perfect. Să se afle numărul lor cu observația asta. Temă? Da, temă. Tot mă întrebai tu, Daria. Nu dăm temă? Răspuns. Am văzut că este o problemă. Da? Așa. Sigur, aici a fost așa. Dar putem să începem chiar de la 1. Să zicem la baza. Da, domn profesor. Eu nu știu nici cu legere lucrez tu, iubita, dar... Da, asta e frumoasă. Asta e. Deci asta e, de aici e matematica frumoasă, pentru că... Da, am terminat. Da? Nu, n-am terminat. N-ai terminat? Păi nu acum. Nu acum, acasă, ca temă. Da? Te gândeai chiar acum să faci asta, ziceam, o, ce faci tu? Nu, acasă, lasă, te gândești tu acasă, da? Hai să vedem subiectul la vânceară, domnule. Da. Acum știi ce o să faci? Da, 2014. Da, ăsta-s pus pe site, n-am
Mă, ce mă bucur că interesul este maxim de partea părinților acum. Păi așa probleme mai grele, mai dificile, ne place și nouă, domnule. În clasa, la 1-4, sporește, este mare interesul la 5-8. După care părinții nu mai pot să urmărească și se retrag. Trebuie nevrând să retrag. Dar aici este o investiție de suflet. Pur și simplu, dacă ai putea, ai sta și noaptea cu el, să poți să lămurești, să-i spui ce vrei să-i spui tu. Din păcate, problema numărul unu este aceea a limbajului. Că nu aveți limbajul ăsta matematic, să spunem, mai ales stilul de gândire aritmetic. De regulă se face o ecuație, bagi un necunoscut acolo, nu știu ce, și atunci copiii sunt în derută. Ei spun, bă, dar nu așa mi-a învățat tovarășa, nu așa face. Tovarășa e doamna. Doamna. Mis. Mis. Da. Tovarășa era pe vremea noastră. Tovarășa era pe vremea noastră, corect. Da. Un grup de copii, o problemă o dau. Da. Deci sunt și doi exerciții, dar începem cu problema asta. Da. Un grup de copii primește o cutie cu bomboane. Deci un grup de copii... Primește o cutie cu bomboane. Un grup de copii primește o cutie cu bomboane. Dacă fiecare copil... Întâi vă citesc așa, ca să vă faceți o idee. Dacă fiecare copil ar lua câte 3 bomboane, ar rămâne 4 bomboane în cutie. Da. Dacă fiecare ar vrea să ia câte 4 bomboane, ar rămâne 2 copii fără bomboane, iar unul ar lua doar 2. Câți copii și câte bomboane sunt? Trei. Nu știu, mama, nu. Nu sări tu repede, ușoară, că... Deci, spune încă o dată. Deci, un grup de copii primește o cutie cu bomboane. Da. Nu știm câte. Nu știm câte bomboane sunt în cutie. Și nici câți copii. Nici câți copii. Dacă fiecare copil ar lua câte 3 bomboane... Eu îi fac așa cu cerculețe. Așa cu cerculețe, domnule. Copii ești. Dar nu știu ce să fac. Nu știți. Facem și noi? Da. Trebuie să fac și eu ceva. Păi da. Mă agăs de problemă. Da. Dacă fiecare copil ar lua câte 3 bomboane, domnul profesor. Deci 3. 3. 3. 3. Ar rămâne 4 bomboane în cutie. Ai ca un rest. Deci le iau ca toți. Ca o operație cu rest. O operație cu rest. Și rămân 4. La B, să zic, este egal cu R. Deci era un cât și restul care va fi, da? Cât trebuie să rămas? 4. Deci... Dacă le dăm câte 3... Da, rămân 4. Da. Când le-am pus așa. 4 rămân. Deci, cum am pus segmentele, să 4 rămân. Mm-hmm. Așa. Dacă fiecare ar vrea să ia câte 4 bomboane... Așa, dacă fiecare ar lua câte 4... Adică pe ăstea 4, aș acoperi 4 din ei. Da. Punând câte o bomboană, una, hai să o pun deasupra de asta. Deci una și una. Așa. Ar rămâne 2 copii fără. 2 copii. Aaa. 2 copii rămân fără. Adică, aici intrează probleme. Faptul că rămân 2. Ăștia 2, care aveau câte 3. Ăștia rămân fără bomboane. Rămân fără bomboane. Deci cele șase bomboane. Ce facem cu ele? Cele șase bomboane. Adică 3 și 3. De la ăștia 2 care rămân fără, de acolo, le împărțim? De la ăștia 2. Cele 6 bomboane. De la ăștia 2. Ei doi au rămas fără bomboane. Mm-hmm. Deci eu pierd după alea 3 și 3. Le-o pierduc, nu mă leau, nu? Dar de ce le-o pierduc? Fiindcă... Pentru au luat ceilalți. O luat ăștia mai mult. Nu prea multe, câte 4 au luat. Câte 4? Deci e clar? Ăstea 4 le-am terminat cu ele când am plasat de așa. Dar problema este că rămân ăștia doi fără bomboane. Adică eliberează câte bomboane ei? Păi, stai. Câte bomboane eliberează ăia doi? Dacă rămân fără? 3, 6. 6?
Și cele 6 bomboane, ce se va face cu ele? 6? Le mănânc eu? Nu le împărțim, fata, le dăm la fiecare cu tine. Da, le împărțim la fiecare. La cele 6 bomboane se vor adăuga una la primul, alta, hai să o punem pe altă culoare cu asta. Da? Deci, din cele 6, astea le fac așa. Uitați, așa le fac. Și calculare? Sigur că da, sigur că da. Este important. Astea verzile, vine una aici. Apoi, am 5 de completat. 5 cerculețe. Pun 1, 2, 3, 4, 5. Nu? Da? 5. Și asta îl pun, 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 2, 4, 6, da? 6. Ele aveau, ei aveau câte 3, dinainte de la repartiția inițială. Corect. Dar ăștia doi vieții de ei, opățit-o. Opățit-o pentru că cele 6 bomboane ale lor s-au dus la ceilalți. S-au dus la ceilalți, sigur că da. Iar unul, când am terminat... Da, eu am urmărit ce spune până acum. Deci, dacă fiecare ar vrea să ia câte 4 bomboane, ar rămâne 2 copii fără bomboane, iar unul ar lua doar 2. Iar unul doar 2. Adică ăstuia i-ar rămâne 2, pentru că una... A fost dat. Una a fost dat. Verde. Și atunci eu mai fac încă un copil care avea 3 și care primește pasta de aici. Da? Primește pe aceea. Câți copii și câte bomboane? Câți copii și câte bomboane? Ia scoate. Nu ar fi bine să luăm X numărul copiilor. Împărțirea B, să zicem numărul bomboanelor. Da. Și să ne dea... rest, câtul notăm cu cât și restul 3 sau cât era. Da. Era facem așa. Dar acum hai să epuizăm problema în varianta noastră. Și merg prin mâna ta imediat. Deci eu în momentul în care am primit problema asta, n-am fost altfel tentat decât să figurez situația clară cum s-a întâmplat. Pentru ca să am un corespondent și tu nu să-mi dau drumul la partea care spui tu. Da. Că vezi, nu prea mi-a venit în minte cum să facă pe partea asta abstractă așa. Deci am încercat partea practică. Există, atenție multă, există, cum să spun, în practica asta pedagogică, mai ales în exterior, nevoia de a te duce la parte figurativă, ceva care se corespunde realității problemei respective. Și acum, eu cum mi-am imaginat? Copiii mi-am imaginat cu niște cerculețe. N-am știut câți copii sunt. Am pus și eu câteva cerculețe acolo. Și am început să urmăresc problema. Dacă lor li s-ar da câte trei, ar rămâne undeva la sfârșit 6 bomboane, parcă o zi, nu? Rămân 6 bomboane, sau 4 bomboane. Rămân 4 bomboane în plus, dacă le-am dat câte 3. Prima dată. Da? Când s-a pus problema să le dau câte 4, acele, imediat mi-a fugit mintea spre chestia asta. Dacă le dau câte 4, înseamnă pe cele 4 le consum repede. Dar le dăm deja și le pun la 4 copii. 1, 2, 3, 4. Ca să completez pe 4 din ei cu câte 4 bomboane. Datorită lor 4, da? Și problema mai spune. Și ceilalți? Adică nu rămân. 2 din ei rămân fără bomboane. Când 2 au rămas fără bomboane, pe ăștia am văzut eu în exerciții, înseamnă că ăștia 2 aveau la prima împărțire câte 3 și 3. Da? 3 și 3. Da. Și cum am completat pe 4 din ei, am luat și pe celelalte 6 bomboane, da? A lor, ca să completez pe aceea. Și l-am notat cu verde, pentru că am vrut să completez 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Da? Până aici. Da. Cu cele 6 bomboane. Și spune că, în afară de cei doi, în afară de cei doi care au rămas fără nicio bomboană, unul din ei, al treilea rămân numai cu două bomboane. Asta înseamnă că pe a treia o pierde și el. Și pe a treia o bag în cârdul ăsta. Problema noastră. Deci, practic, patru bomboane care erau la început, libere, plus 6 care le-am dat acum, 4, 6, 10, și cu 1, 11, eu am posibilitatea să împart 11 bomboane, dând câte una la fiecare copil, și așa am spus, am ajuns la raționamentul ăsta, că în total am acum 11 copii cu câte 4 bomboane. 11 câte 4 bomboane. 2 fără nicio bomboană. Și 1 cu 2. Că asta e problema. Am fărâmat-o. Deci am fărâmat-o. Să nu am făcut-o. Mai repetăm o dată, ca să fie clar. Nu numai pentru voi doi. Eu vă repet acum pentru toți cei care ne vizionează. Știi, este spectaculos ce se întâmplă în România acum. Deci dacă ar fi deștepți cei care... ce mai mine caz. Dacă ar fi deștepți prim-ministru și toți ceilalți care sunt ministru învățământ și mai departe, ar veni în sprijinul meu. 51. Să termină problema asta și gata. Ar veni în sprijinul ideii mele. Și așa și copiii care nu au posibilități, care stau acasă, care nu pot să ajung la prof online, ar ajunge prof online la ei. Cu explicațiile acestea. Îți dai seama ce beneficiu ar fi pentru întreaga țară și pentru toți vorbitori din limba română, de oriunde ar fi ei din lume. Știi, mi se întâmplă deseori, mă sună din Chicago, oriunde, îți faci problema asta, nu știu cum. Ei, nu fac asta, mă. Numai dacă ar deschide gura atât, să zic, există prof online. Și atunci le-ar oferi șanse egale, m-ai descoperit tu, Mihaela, m-a descoperit altul, a auzit unul că se vorbește de prof online, de colo. Dar ca să fie șanse egale, pentru că șanse nu sunt egale, nu? Cei care au descoperit fac chestia asta, că nu. Stai acasă să faci tema. Păi judecând o astfel de problemă, nu cumva am oferit o șansă imensă copilului? Acasă, dar învață și părintele. El, tată, mama, care sunt nebuniți să găsească limbajul adecvat ca să poată să se facă înțeles, e bine, ar face-o cu cea mai mare plăcere. Și atunci ne-am transformat, școala ar dedica foarte mult ca ștachetă. Nu se vrea. Da. Da. Am o chestie. Acum a apărut pe internet cineva care cere mobilizare. Și a spus așa. Nu știu, n-ai citit asta? N-ai citit. Da. A apărut un tip care a spus eu am reușit cu proful online, m-am reușit așa, toți cei care sunt simpatizanții profului online să ia contact, să ia cu mine legătura și-o da numărul de telefon și să ne întâlnim, să mergem la guvern, mergem la Ministerul Învățământului. Facem ceva, nu se poate să lăsăm așa lucrurile. Dacă eu am beneficiat, tu de ce să nu beneficiezi? Tu ăla care nu știi pe proful online. Sper să se ajungă acolo pe dreptul. Dar mai repet odată chestia asta. Deci vedeți, cât de clar am reacționat. Problema ta m-a depășit. Eu sunt cinstit. Problema ta, chiar la început, a fost mult mai dificilă. N-am avut puterea să mă duc așa cu raționamentul direct. Și atunci, ca să... Este o șmecherie a profesorului. Ca să mă pot prinde și eu de probleme, am tatonat scriindu-le, încercând să găsesc, să deșurubesc problema, nu așa deodată că... Nici eu, sunt un om obișnuit, să ne înțelegem. Dar un copil. Poate mai greu este. E bine, la problema asta mă întorc și spun că cum am gândit. Am zis așa, câți copii ori fi? Nu știu. Câte bomboane ori fi? Nu știu. Asta chiar mi se cere. Tocmai asta trebuie să găsesc. Și atunci am plecat și am zis așa, hai să fac circulețe copii. Hai să prind problema. Am nevoie de și vizual. Asta e spectaculos ce se întâmplă în momentul de față. Partea abstractă e greu să te detașezi. Vrei să ai încă și simțul ăsta am pus la treabă. Ochiul, da? Vizual să percepem. Să ne sprijinim pe treaba asta. Și atunci, cerculețele sunt copii. Câte 3 bomboane? Rămân 4 la sfârșit. Da? Da. Bun.
Acum, le dau câte patru. Înseamnă că trebuie să mai dau câte o bomboană. Și zice, înseamnă că astea patru... Te ducem la... La patru copii. Foarte simplu. Iar problema mai departe spune că doi din ei care aveau câte trei, la prima împărțire, doi din ei pierd bomboanele. Nu mai am nicio bomboană. Adică, clar că cele șase bomboane făcute cu verde, le voi duce la șase copii. Șase copii, da? 46, 10. Dacă n-aș mai fi avut încă voi informații, m-aș fi oprit aici. 10 copii ar fi fost, nu? Cu 2, 12. Da, 10. Dar mai spune că există un copil care la această împărțire rămâne doar cu o singură bomboană. Nu, cu două. Cu două bomboane. Deci una o dă unei dintre copii. Deci 11 bomboane. 11 de câte 4 sunt în momentul de față, 2 fără niciuna, și unul cu două. Deci câte bomboane? Deci bomboane câte sunt? Deci 11 copii cu 4. 11 cu 4, deci 44. 4, da. Da? 11 cu 1 4. 1 cu 2. 1 cu 2, 44 cu 2, 46. Da. Și 2 cu nimic. Și 2 cu nimic. Deci 46 de bomboane. Și 46. Copii câți? 46 bomboane. Și copii, Dania? Câți? Ușor, ușor, că să vedem. Primesc 4 bomboane. Deci cât sunt, cât sunt de copii de toți? E figura mai era, e figura. Deci 4 și cu aici, cât am zis? 6. 6. Cu 7 am presa. 2, 4, 6, 7. 4 cu 7, 11. Și cu 2 fără niciuna. 13. Și cu 14. 14 copii. 46 de bomboane. 14 copii și 46 de bomboane. Răspunsul clar, fără nicio ezitare. Da. Mai reau, să oprim camera și să dăm drumul la un altă.